Școala gimnazială Radu cel Mare face obiectul unui proiect în valoare de aproximativ 11 milioane de lei. Imobilul este termoizolat, va fi schimbată tâmplăria, sistemul de încălzire va fi refăcut, vor fi instalate sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu prin utilizarea surselor regenerabile de energie, sistemele de climatizare vor fi refăcute, instalațiile de iluminat vor fi modernizate sau va fi refăcut sistemul de colectare și evacuare a apelor meteorice. În afara acestui proiect care este finanțat prin PNRR, mai avem un proiect cu finanțare de la bugetul de stat de data aceasta de aproximativ 2,5 milioane de lei de refacere a bazei sportive și a împrejmuirii de aici, de la școala Radu cel Mare, astfel încât putem spune că întreaga unitate de învățământ va fi schimbată radical. La această unitate de învățământ nu s-au făcut în trecut lucrări de amploare.